Operatorul regional specializat în serviciile publice de producerea și distribuția apei potabile, dar și colectarea și epurarea apelor uzate, SECE Activitatea Goscome sau Orăștie, are planuri mari pentru acest an. Conducerea societății își dorește să devină un operator eficient, care să realizeze unele investiții din resurse proprii, dar și din alte fonduri. Până acum, discuțiile principale și esențiale în ceea ce privește operatorii au legate de aceste investiții. Altceva nu auzeai. Acum lucrurile s-au schimbat puțin, pentru că majoritatea au investiții implementate. Chiar și activitatea Goscom, așa cum bune curele, au reușit să facem o stație de purare, să facem niște extinderi de canalizare, niște reabilitări de conducte. Nu la standardul pe care mi-l oferă un program operațional de genul ăsta, dar oricum mă duce într-o zonă de confort al exploatării destul de ok. Conducerea societății își dorește o altă abordare a paradigmei în ceea ce înseamnă un operator de apă și canal. Să nu fiu cantonat numai în a implementa și a face fonduri europene și lucruri de genul ăsta, ci de a face într-adevăr un operator eficient care poate să lucreze în anumite coordonate și să se alinieze la toate cerințele pe care le avem la ora asta. Și putem face lucrul ăsta. Și să chiar facem investiții chiar din surse proprii și din alte surse atrase. Că până la urmă fondurile europene nu vor fi veșnice. La un moment dat vom ajunge la concluzia că am investit atât de mult încât nu suntem în stare să operăm în ceea ce am investit.